În această seară, Mihai și Hatice sărbătoresc o lună de relație. Mihai a pregătit o surpriză pentru Hatice și aceasta a intrat în casa băieților cu două porții pregătite de papanaș. Mihai a așteptat-o cu mai multe cadouri și o baie pregătită cu cada cu spumă, lumânări parfumate și tot felul de flori și cadouri și baloane și așa mai departe. Au primit din partea susținătorilor, evident, și diverse cadouri, tricouri, nu știu, ceva bijuterii, pare mi se, mă rog, diverse lucruri, dar Hatice nu avea costum de baie ca să poată intra în cada cu spumă, așa că i-a trimis pe băie să-i ceară Irinei un costum de baie. Până la urmă și-a făcut rost de un costum de baie și au lăsat-o să se schimbe pentru a putea beneficia de această baie cu spumă. Aici se pregăteau amândoi să intre în cadă și până la urmă s-au descurcat de cumva și s-au dezbrăcat, s-au schimbat și au reușit. Așadar, la mulți ani, Mihai și Hatice, aniversare frumoasă și tot ce vă doriți!